persoane a murit și alte 5 au fost rănite, între care un copil de 2 ani, în urma unui grav accident rutier petrecut în localitatea Mogoșești-Siret, județul Iași. 3 mașini s-au lovit violent într-o intersecție, iar momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Persoana decedată este o femeie în vârstă de 54 de ani, care a rămas încarcerată în stare de inconștiență într-una dintre mașinile implicate în accident. Paramedicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea acesteia. Un copil în vârstă de 2 ani a fost rănit în zona feței, iar celelalte persoane au suferit traumatisme toraco-abdominale, fiind transportate de urgență la spitalul din Pașcani, a transmis Diana Cimpoeșu, șeful UPUS Murd Iași, citată de Adevărul. La fața locului s-au deplasat 2 auto speciale de intervenție, un echipaj medical de la Pașcani și alte 3 echipaje ale serviciului de ambulanță județean. Cei 3 conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, potrivit TLM Iași.